Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Vreau să vă arăt ce ne-a mai rămas din grădină. Morcovi am scos câțiva, le-am reușit să fac o supică. Mi-a ieșit și câteva frunze de pătrunjel în final. Uitați, căpșunii care i-am plantat, am reușit de mai mâncat o căpșună, două de pe ei. Și le merge bine, așa cum le-am mutat. Și din grădina tot au rămas. Degeaba le-am mutat, că ei s-au ars pe deasupra. Deci le-au ars soarele, tulpina e verde, dar frunzele toate sunt arse. Și fasolia, uitați, efectiv o picat jos. Toate frunzele au picat jos, deci vă dați seama că am acoperit. În schimb, vinetele sunt mari. Am cules de pe ele 6 vinete. Că le ardea soarele florile. Și atunci, când a fost soarele mai puternic, or fost arse de soare, uitați. Dacă se vede pe filmuleț cum e uscată floarea. Dar înfrunzește, parcă dă să înflorească din nou. Acum, dacă o să fie o toamnă lungă, ar putea să mai dea rod, știu eu. De pe ardei am mâncat un singur ardei. Și am ajuns la concluzia că e foarte slab pământul și acum o să încercăm să scoatem tot. Aici am avut fasole, dar s-o uscat și fasolea asta pe par. Nu prea a fost nimica. Dovleacul a fost înflorit, înfrunzit, a fost super, super. Dar n-a dat nici măcar un rod, nici măcar un rod. Nu știm de ce, dar tindem să credem că pământul este foarte slab. Deci fasolea asta n-a mers nici de o treabă, n-a mers bine. La mama se fac păstrăi de 30-40 de centimetri. Aici s-a uscat și ați văzut că n-a fost mai lung de 15 centimetri. Dar acum nu putem fi cu toate. Și castraveții, uitați. Uitați. Dar am mâncat castraveți, am mâncat. M-am făcut câteva salate. Da, da. Și se vede că vița este destul de verde. Acum, dacă o să mai deie castravete sau nu o să mai deie, flori sunt aici sus. O și un castravecior. Dacă se vede pe camera, că nu văd acum că bate soarele. Nu știu unde trebuie să filmez, să văd și eu ceva pe ecran. Vedem, aici mi-e degetul și acolo mi-e castravetele. Uitați. Așa. Bun. Deci cam asta am vrut să vă arăt despre grădinuța noastră. Tristă-i, dar adevărat. Bine, nu e o tragedie. Oricum, anul ăsta a fost ca experimental, ca să știm cam ce merge. Și am ajuns la concluzia că vinetele ar merge, dar poate că le schimbăm de acolo locul mai încoace. Acolo merge în locul ăla fasolia, pentru că trebuie să ne gândim și cum e umbrită aici zona asta, așa, împădurită. Și în primul rând trebuie îngrășământ. Deci trebuie pus îngrășământ. Cam asta se arată.
deocamdată. Și grădina ați văzut-o, iar meniul pentru astăzi sunt cartofi prăjiți în untură de cocos, caș pane prăjit tot în untură de cocos și mujdei și maioneza. Așa că, după cum am spus, nu prăjesc în ulei. În untură de porc ar fi preferat, dar aici este foarte scump și în țară probabil în untură o să prăjesc. Nu știu dacă este în România untură de cocos sau ulei de cocos, deci nu cunosc, dar o să mă informez. Dar aici asta îl folosesc eu la prăjit. Și caș pane. Ia să vedem, s-a răcit un pic, dar încă e tot foarte bun. Uitați ce bine arată. Cașul pane. Și maioneza. Și mujdei. Așa, când mi-e poftă de mujdei, fac totdeauna cartofi prăjiți. Aici îmi place cel mai mult mujdeiul. Așa. Și ca desert, bineînțeles, da, și nici n-ați bănuit, am făcut clătite. Am făcut multe, 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 să le dau sus și la nepoți, că adoră clătitele. Mai ales Luca adoră clătite. Am făcut niște clătite foarte bune. Uitați. Uitați ce bune sunt. Moi și mâine tot la fel de moi sunt. Uitați, nu crapă, nu... Nu... Se rup. E super, super... gustoase și delicioase. Acum el o să-și facă probabil cu finetii, dar nouă nu ne place. Eu am mâncat goale deja, două goale. Aici am dulceață de prune și aici am dulceață de căpșuni. Acum urmează să își pună fiecare cu ce dorește. Dar am vrut să mă laud, ca să zic așa. Dar parcă nu-mi stă nici cuvântul, parcă nu mi-l am de mână. Chiar nu vreau să mă laud și vreau să vă inspir să faceți și voi clătite. La care eu am pus 4 ouă, cam 200 de mililitri de lapte, cam tot atâta apă și făină, un pic de zahăr, un pic de sare. Și cam așa mi-au ieșit. Uitați ce... Și cele mari am făcut un pic mai groase. Uitați. Așa sunt primele care le-am făcut micuțe. Și uitați și astea. Uitați ce bune sunt. Sunt super, super moi și gustoase. Și ca să vă arăt ce mai fac eu de plictiseală, ia să vedem dacă ghiciți ce dulceață fac eu aici. De smochine. Fac câteva borcane doar să le duc la câțiva în România. Uitați ce bine arată. Așa. Așa, când prinzi câte o smochină de asta, o să te încânte.
Sunt convinsă. Bun. Deci fac și dulceață de smochine. E foarte bună și la prăjitură și pe clătite și pe pâine, pe orice. Uitați ce bine fierbe. Da, de plictiseală, dar bineînțeles. Uitați ce bine arată. Noi nu mâncăm dulceață de... Nu prea mâncăm dulceață, dar sunt doritori. De exemplu, la mama o zis că ar trebui un pic de dulceață de smochine. Nu este nu sunt smochine de aici, de la noi, pentru că aici toate au picat. Nu știu de ce n-am reușit să luăm nici măcar o smochină. Poate că ar trebui tratați pomii, dar nu am avut timp anul acesta. Să vedem, poate la anul se mai schimbă lucrurile, dar deocamdată nu uitați ce bine arată, super bine arată. Deci smochinele mai mari sunt tăiate, alea mai micuțe rămase așa, zahăr și la fiert. Deci la fiert pe de vreo oră am adăugat și zahăr. Am reușit să-l țin sub control, să nu-mi stropesc aici foarte tare. Nu s-o prins de fund. Asta e un semn bun. Îmi trebuia un vas mai mare, dar care sunt mai mari deja împachetate, de dus în România și aici pentru gătit nu ne trebuie mai mare, dar cred că e suficient de mare și acest are 3 litri și chestia asta mă ajută foarte mult. Deci nu e nici acoperit și nici nu stropește. Așa, și asta pun aici. Și așa. Ce părere aveți de dulceața mea? Acum știu că mama mi-a solicitat, nu știu la copii la care i-ar mai trebui, dar sigur voi afla. Uitați. Bun. Fierbe de vreo oră, probabil că îl mai fierb aproximativ încă o jumătate de oră bună. Și am să-l pun în borcane. Bun, am pornit și iară din nou filmarea, că am vorbit cu copiii astăzi. M-a ajutat foarte mult. Asta cred că o să sting focul. Așa. Deci dacă o stropit, o stropit aici. Și aici am pus un șervețel. Uitați. E foarte practică chestia asta. Și l-a prăjit. S-o și o spăl, că altfel după aia o spăl mai greu. Și o spăl totdeauna imediat după utilizare ca să... Bun. Așa. O să și șterg, dar nu acum. Am făcut și o pâine, astăzi am fost foarte harnică. Uitați ce pâine frumoasă am făcut. Se vede pe cameră? Da, se vede, uitați. Ce pâine frumoasă am făcut. O super pâine, poate de aici se vede mai bine. Uitați. Am stat aici să se răcească, să pot să o tai, să o pun în cutie. Mi-a dus soțul ceva struguri. Bun. Am terminat și dulceața. Și am zis că să mai fiu un pic cu voi. Am reușit să nu fac aici mare mizerie, doar câțiva stropi. Dar chestia asta m-a ajutat foarte, foarte mult. Bun. Și acum să punem și în borcane. Le pun așa fierbinți în borcane, închid borcanele și le pun cu gura în jos.
Așa și așa fierbinte. Așa. Și să vedem. Pun eu să împart. Mi-ar fi plăcut să pun în borcane mai mici, dar nu am aici acum. Nu am borcane mici. Și atunci sunt nevoită să pun în borcane așa mai. Și pâinea asta, să știți că ajută și pâinea asta foarte mult la pus în borcan dulceață și una alta. Așa. A fier dulceața cam, pot să zic că vreo 2 ore. Drept că între timp am mai făcut și altceva. Hai să mai pun un pic. Sper că am pregătit destule borcane. Oricum, borcane așa mari mai avem. Deci mai avem borcane așa mari, dar în alea micuțe ce au fost cumpărate e pusă miere. Ia să vedem eu câte borcane mi ies. Bun. Așa. Și atunci nu singură, dacă îs cu voi. Și exact asta am pus-o de rezervă, dar văd că exact la perfect îmi ajunge. Uitați. Da, perfect. Mi se umple borcanul. Așa am și măsurat. Și exact așa și mie se, uitați. Doar de lins ăsta nu mai rămâne. Nu mi s-o prins de fund. Asta mă bucură. Bun. Capacele sunt uscate. Așa. Opa, că arde. Așa. Deci am făcut și astăzi am făcut foarte multe și la grădină am filmat și mâncare am făcut și dulceață și clătite, toate am făcut și am reușit să vă arăt și vouă câte un pic din fiecare. Așa. Îmi plăceau borcanele astea, că și fără etichetă, asta avea o etichetă pe ea și nu mă încânta. Bun. Pâinea o să o mut de aici pe alt curpător și am să le întorc aici. Am terminat cu dulceața, le-am pus aici, am să le acopăr și o să le las aici să se răcească, după care o să le bag într-o cutie să le duc în România. Așa. Bun. Bun. Să tai și pâinea. Uitați ce frumoasă e. Uitați ce frumoasă pâine am făcut. E rece deja. Acum vreau să o tai în două, să o pun în cutie. Așa. Ce bine arată. Uitați. Super bine arată pâine cu maia. Eu îl țin într-o cutie. Așa. În care pun un șervețel ca să nu fie umed. Asta e pâine de vreo 3 zile. Uitați. Atât mi-a rămas. O jumătate de felie. Acum să vedem. Nu cred că încape toată pâinea aici, dar eu mă strădui să o pun. Că cam așa mi cutia asta, nu m-am avut să o tai, dar o să vă arăt și vouă. Și
Astea e pâine bună, Anca. Uitați ce bine arată. Pâinica mea. Bun, vă las aici cu filmulețul. Am făcut multe în filmulețul acesta. V-am pus din fiecare câte un pic. Și doresc ca binecuvântarea Domnului să rămână și să fie cu voi până în veșnicii. La revedere!